Alternăm probele. Iată, avem finala de 50 de metri bras fete. Da, fără Jamie Johansson din Suedia, cea care a câștigat medalia de bronz acum 2 ani. Iulia Efimova lipsește și ea, campioana europeană în titră. Și cel noi, mai bun timp al anului, 30-15. Noi ne pregătim de această finală, urmând ca pe parcursul acestei transmisii să dăm legătura înapoi la Montpellier pentru a urmări festivitatea de premiere a proaspătului campion european la sărituri, Flavius Coții. Așadar, rămâneți pe recepție. Am spus că ne pregătim pe durata acestei misiuni. De culoarul întâi din Islanda, Lutersdottir Hrafnhildur, locul 5 la 200 de metri. Spanioloica Concepcion Badillo Diaz pe culoarul 2. Valentina Artemieva va veni acum pe culoarul 3. Este o finală în care sunt 7 sportive experimentate, chiar dacă n-au palmares senzațional. Artemieva, semifinale la 100 de metri pe culoarul 3. Cel mai bun timp realizat acum. A luat aur la europenele în bazin scurt de la Șecin de anul trecut în această probă. Petra Ciocova din Cehia, locul 7 la campionatul european în bazin scurt anul trecut. Cea una, o foarte tânără irlandeză, McMahon Zicerica pe culoarul 5. Da, este a 7-a probă în care concurează, a luat cam toate stilurile și toate probele la rând. Dar uitați-o, chiar a doua calificată într-o finală cu fete experimentate. Caroline Runau din Germania pe culoarul 6. Al treilea timp mondial din martie la Magdeburg, 31-33. Pe 7, Katarina Stiberg din Norvegia. Cel mai bun timp al anului, doar un 31-09 la Roma în 2009. Bronz la Cupa Mondială în bazin scurt la Stockholm anul trecut în octombrie. Și în fine, Martina Moravcikova, locul 8 în proba de 100 de metri liber. Braz, pardon. Și a trebuit să suporte o departajare, să mai înoate un baraj pentru a accede în această finală. De urmărit această micuță irlandeză, Sicerica McMahon. Spuneam, mai în finală la 4x100 mix și la 400 metri liber astăzi, 7 probe în care a concurat. Start în această finală, 50 de metri bras fete, 30-09 recordul european, Iulia Efimova. Lipsește, nu știu dacă vreuna din aceste 8 finaliste vor reuși să coboare sub acea barieră de 31 de secunde. Pe culoarul 4, Ciocova, pe culoarul 5, McMahon, pe culoarul 6, Caroline Runau. Cam aici se va da bătălia pentru medalia de aur. Mijlocul cursei. Ciocova, McMahon, Runau. Și iată prima medalie pentru irlandeză. Medalie de bronz, meritoriu. Petra Ciocova, nicio medalie la campionatul european, la competițiile importante. Iată acum aur direct pentru cehoaica născută pe 16 august 1986. Cred că McMahon are argint. Vom avea confirmarea imediat. Nu, bronzul. Parcă culoarul 4. Da, nu, al dreptate. Să vedem clasamentul. Cred că Runau este pe poziția a treia. Într-adevăr, McMahon argint, Runau bronz. Încă o medalie.